What's going on, guys? Welcome back. It's Classy's World, another day, another music discovery. How are y'all doing? Yo, recently I was scrolling through Instagram and I came across Funk Beast Freestyle on one of J. Cole's beats, and I was like, yo, this is so freaking awesome. And just like a couple minutes after that, somebody suggested me to react to Funk B Osuta Delini, and I was like, yo, it's been a long time, I checked the guy out. So that's exactly what I'm gonna do. Yo, I hope you guys have a great one. Before we check this one out, you already know what you gotta do. Grab some water, drink with me, and stay hydrated. Let's get it, y'all. Fresh cold water. Hey, yo, Funk B, take us away. Let's get it. Hey. Yeah. Tell yeah. Him. Am zis că dau piesa asta grea doar pentru OG. De-aia beau cu tovară și mă simt fericit. Am zis că dau piesa asta grea doar pentru OG. De-aia beau cu tovară și mă simt fericit. Am zis fără sentimente, m-am blasat bafta lor. Văd partea mea, doar ce am un pantalon. Suta de chile de jmen. Yo, I see a couple of rappers right here, including Sishu from La Familia. And this song right here sounds so old school and gives me such 90s West Coast vibes. I love that. I love that. Exhibit would eat this beat. Hey. Pijama și patida și voștri ca să vă vindec. Deci mecherie, bre. Cocaina-i peste tot, speed non-stop. La casă sau la bloc, le dansează dinții în bot. Ăia în costume au lăsat să se întâmple. Păpușarii au adus în străzi. Oh, wow. Multe și la știri. Oh, wow. Oh. Oh, he's talking. Oh, I wasn't ready for that. It gives me gangsta vibes. And I saw the title and I assumed it's about that, but I wasn't ready for some facts like that. You know what I'm saying? He says, yo, there's a lot of cocaine in the block. Those people in suits allowed it. You know what I'm saying? Those people in suits, they allowed it. They knew what's happening. It's always like that. People in suits, they know what's happening. Why you think the projects are cult projects. You know what I'm saying? I like that. Oh, fact. Talk to him. Costume au lăsat să se întâmple. Păpușarii au adus în străzi droguri multe și la studii arată numai de golan. Dar dacă se fabrică la noi așa ceva și dacă dau o fimoloz, o cadă veche în ferentari în care țineau sacii de legale. Acum vreo câțiva ani și vagabonții fac bani, că și gabonii sunt coruți. Sistemul e făcut să te împingă să vrei mai mult și mereu ispite sunt. Yeah, police is corrupted, yo. Police is corrupted. They always show a TV. They always shows on news. They always show on news that they caught a street gangster or some shit like that. They never show the suits. You know what I'm saying? Who is actually responsible for all of that. Talk to him, Funk B. Talk to him. Gaborii sunt coruți. Sistemul e făcut să te împingă să vrei mai mult și mereu ispite sunt multe. Vrei mai mult dacă vecinul are, tu de ce să nu? Vrei mai mult, dar motivația asta nu te face bun. Trebuie să fii tu, cel mai bun tu. Number 1. Încă dai de umbre din trecut. Senzația neplăcută când sună număr necunoscut. Tată, iartă-mă, dar nu îmi pare rău. Și dacă sunt prea mândru s-o arăt, învăț acum. Și dacă nu învăț acum, învăț oricum. Și dacă nu învăț oricum, mor singur. Dau 100 de chile de șmecherie, 100 de chile de aur. Să fie pentru toată familia mea. Să fie pentru frații și brigada mea. Să fie dau 100 de chile de șmecherie. Să fie 100 de chile de aur. Să fie pentru toată familia mea. Să fie pentru frații și brigada mea. Să fie You know what I love, yo? If you are grown up man or woman, because there's going to be some ladies as well. If you're grown up already above 20-something, 25-something, you've been told when you were a kid, you've been told, yo, this rap shit is for kids. You will grow out of it. You know what I'm saying? I bet,
I bet you heard people telling you, you will grow out of it. And right now we see grown-ass people right here rapping and having fun. That's what I love, yo. That's what I love, the fucking culture. Grown-ass people climbing on the motherfucking bars just to be in the background of the video. Grown-ass people chilling to some rap music that sounds like classic. You know what I'm saying? Love that. Că e bine că e rău să vorbește. Cine mă cunoaște, mă cunoaște. Cine nu își dorește, cine nu își dorește, vorbește, căcat. Unii doar atâta poate să facă, păcat. Alții doar atâta știu să facă, păcate că eu zi... Who knows me know? Who doesn't just wish they knew and they talk bullshit? You ever noticed people that talk bullshit about you, they don't know you? They don't know you and they pretend they do? Like if they were in your shoes, they'd do better? Atâta poate să facă, păcate. Alții doar atâta știu să facă, păcate. Că e o zi oarecare sau sărbătoare, dar noapte. Ziua se fac alea mai nasoale. Cu garda n-am citit, nu mi-a zis nimeni, mi-a arătat strada. Sper să mă observe Dumnezeu și să mă protejeze în zilele în care n-o să-mi pese. Și pe apropiați să-i protejeze de zilele în care n-o să-mi pese. Și o să fac să conteze și o să fac numai piese hip-hop. Cum vă iese din cap tot trap, ăsta e rap adevărat și adevărat. Nu vă iese, de-aia râd toți băieții de voi. Vă bate joc de voi și vă iese. Tată, iartă-mă, nu-mi pare rău. Și dacă sunt prea mândru s-o arăt, învăț acum. Și dacă nu învăț acum, învăț oricum. Și dacă nu învăț oricum, mor sigur. Dau 100 de chile de șmecherie, pe 100 de chile de aur să fie. You could see this guy is such a person that he would rather die of hunger than switch on himself. He would never switch on hip-hop. You know what I'm saying? This what kind of vibes he gives me. He would never switch on hip-hop. Pe 100 de chile de șmecherie, pe 100 de chile de aur să fie. Să fie. Pentru toată familia mea să fie. Pentru frații și brigada mea să fie. Să fie. Da, 100 de chile de șmecherie, pe 100 de chile de aur să fie. Pentru toată familia mea să fie. Pentru frații și brigada mea să fie. Să fie. Am zis că dau piesa asta grea doar pentru OG-ii, de-aia beau cu tovarășii și mă simt fericit. Am zis că dau piesa asta grea doar pentru OG-ii, de-aia beau cu tovarășii și mă simt fericit. Am zis că dau piesa asta grea doar pentru OG-ii, de-aia beau cu tovarășii și mă simt fericit. Am zis că dau piesa asta grea doar pentru OG-ii, de-aia beau cu tovarășii și mă simt fericit. Yeah, yeah, bulangilor, stați acasă. Strada Varios, yeah, oh, Spectro, producții criminale, madafaga, vă spargem. Strada Varios. Pe 2021, 2022, aducem rap-ul înapoi, bitch. What the heck was that? He just alluded to to a date release of an album, probably of Stradivarius, I'm sorry. Una boy, 2022. Aducem rap una boy, bitch. Bitch, 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 bitch. Hip hop ain't dead. Hip hop ain't dead. Haha. It just lives somewhere else. He just definitely lives somewhere else. And it won't ever die. No, little kiddo, no. 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 Why you had to show that, little kiddo? Bruh, like this song a lot. Like I said, it gives me old school vibes. And you know, bruh, I say many times, I fucks with this new school. I love new school. I'm young, you know what I'm saying? And I, of course, can vibe to this new school. I'm not that old to not like the new shit. But my heart lies anyway
to old school. You know what I'm saying? I can listen to some new school shit and vibe, but whenever somebody plays, often old school plays similar vibes to this one, I'm like, oh shit, this sounds so much better. Fuck that shit and keep the new school or keep the old school. Give me the old school, let me vibe to it. Even if it's from 2021, but has such a vibe, I'ma rock with it. You know what I'm saying? And bruh, I remember when y'all first time suggested me to react to Funk B. I was like, no way, honestly, I didn't even like him. There were a lot of songs that you suggested me and I skipped through them and I was like, no way, I ain't gonna react to this. I'm not liking it, you know what I'm saying? And I didn't react. The ones that I reacted, I either said that I don't like or I said I'm liking it because that's what it was. But right now, so I came from not liking the guy to thinking he a fucking goat in Romanian hip hop, to thinking he's one of the future leaders of Romanian hip hop. You know what I'm saying? I came from that to me vibing right away with him and thinking, yo, this song goes to my playlist right away. It's so fucking awesome. His technique, the way he so smooth on the beat and the way he rhymes is just phenomenal. I fucks with him, man. He a goat, like that. Hope you guys like my reaction. If you did, give it a big thumbs up. Share this video with your friends. Leave some comments below. Subscribe to my channel if you're not subscribed yet. Follow me on every social media. And I hope to see you guys next time. Y'all stay blessed. One world, one love of yours. Peace out. This was fucking dope.